O să le distrugem mașina, efectiv. 3, 2, 1 și... Mamă, cum se aude, frățioare. Uai, tata, mă, cum se aude? Noua mea mașină, pa! Astăzi este o zi tristă, dar în același timp și fericită. Știu că de ceva vreme v-am tot promis că o să fac o schimbare și o să-mi schimb mașina. Ei bine, astăzi a venit ziua. Însă, faza e că nu voi cumpăra alta, ci o voi modifica pe aceasta. Vom schimba colantul, vom pune un kit nou pe ea, vom pune eleroni, vom pune lipo, vom face să fie monstru. Și chiar sunt curios ce o să iasă din mașina asta frumoasă. Așa că astăzi mergem tocmai până la Slatina, la băieții mei de la Octan House. Sunt cei mai tari, fraților. Mă bucur mult că i-am găsit și chiar sunt foarte curios cum o să lucreze la mașina mea pe acest proiect și cum o să arate mașinuța la final. Guys, într-un bun final am ajuns și la băieții noștri de la Octan House ca să facem mașinuța. Dar înainte de asta o să facem cea mai mare nebunie din viața mea. Chiar dacă știu că o să decolantăm mașina și o să facem giugiuc, tot nu-mi vine să mă zgălesc pe ea, efectiv. Brățioare, băi, nu știu. Sunteți gata? O să ne distrugem mașina, efectiv. 3, 2, 1 și... Până facem cunoștință cu noua mea mașină, voiam să vă întreb, vouă vă plac jocurile? Raid Shadow Legends, un joc în care îți poți face echipă cu alți jucători în lupte PvE sau în meciuri globale PvP. Ai peste 600 de campioni pe care îi poți alege pentru a lupta în dungeon-uri și bătălii epice cu boss. Jocul este disponibil atât pe telefon cât și pe PC și poate fi descărcat prin codul QR pe care îl găsiți aici pe ecran sau prin primul link din descriere. Oficial, jocul Raid Shadow Legends împlinește 3 ani și cu această ocazie vreau să vă fac și eu un top 3 campioni mei preferați. Pe primul loc se află campionul Ultimate Death King, care este efectiv preferatul meu. Pe locul 2 se clasează High Catoon, care are niște abilități care m-au ajutat în multe, multe meciuri. Iar pe locul 3 campionul Light Sworn, pe care trebuie să-l încerci neapărat și tu dacă îți descarci jocul. Luna asta vine și cu o facțiune nouă pe nume Sylvan Watchers, care aduce campioni noi, și anume Elfii Pădurii, Ents, Druizi și Fae. Și bonus pentru cei ce au Amazon Prime, vor primi niște recompense exclusive pe jocul Raid Shadow Legends. Și de asemenea o gamă completă de evenimente împreună cu noul sezon Forge Pass. Descarcă și tu Raid Shadow Legends prin codul QR sau prin linkul din descriere. Joacă alături de cei mai tari campioni, cel mai tare joc al momentului cu cea mai tare grafică. Și nu doar atât, noi jucători puteți folosi linkul meu sau să scanați codul QR din colțul dreapta sus și să obțineți un pachet de star gratuit în valoare de aproape $30 pe campioana Aina, complet gratuit și de asemenea tot lootul ăsta. Și îți garantez că nu te vei plictisi niciodată. Hai să vezi mașina. Vedeți ce scrie aici, să dați un mare, mare subscribe. Și pe lângă chestia asta, intrați și linkul din descriere și dați-le un mare follow băieților de la Octane House, care o să facem un proiect bombă, rău de tot. O să transformăm acest X4 Basic într-o bestie fioroasă, rău, rău de tot. Bă, fraților, trebuie să fac și eu cumva să se audă ca bestia asta de îndoi. Mamă, cum se aude, frățioare. Uai, tata, mă, cum se aude. Este în conformitate cu legea, 100%, dar nici. Mă doare sufletul, voi nu înțelegeți, voi nu înțelegeți cât suflet am pus în mașina asta și culoarea asta. Cât de multe capete a întors mașina asta, care e o mașină normală, nu e un supercar, nu e un SUV extra mega scump. Și a reușit să întoarcă atâtea capete numai datorită culorii astea. Colantul nostru cameleon s-a dus, cred că sunteți foarte curios să aflați rezultatul, dar rămâneți până la final ca să-l vedeți. Bravo. Haideți să vedem materialul. Voi o să-l vedeți, dar o să fie blurat. Băi, ești bun, uitați-vă ce verde, albastru, negru, O să fie ceva sexy rău de tot, motherfucker, howless, mauless, chowless. Abia aștept să vă modificarea, o să lăsăm mașina o săptămână la băieți. Dar dacă scot ce vreau eu și ce-mi doresc, promit că nu o să vând mașina asta în viața vieților mele și o să o păstrez. Poate să-mi iau altele pe lângă ea, dar pe asta o să o păstrez. Guys, au trecut cam 2 săptămâni de când am lăsat mașinuța noastră la băieții de la Octane House. Deci vă jur că nu mi-a mai fost așa de dor de un lucru material niciodată. Chiar țin foarte mult la mașina asta, nu o să o vând niciodată pentru că e iubirea vieții mele. În momentul ăsta suntem în drum către Octane House, suntem pe autostradă. Așa că hai să nu mai alungim cu vorba și să mergem, că nu mai am răbdare. Tocmai ce am aterizat la Slatina, la băieții noștri de la Octane House. Pentru cei care se întreabă, băi, de ce ai mers până la Slatina să scolantezi mașina? E bine, pentru că băieții fac o treabă extraordinară. Și
pur și simplu îți modifică mașina. Adică ce am pus eu în titlu cu noua mașină nu e niciun clickbait, pentru că mașina din interiorul garajului o să fie total și total altă mașină, o să fie efectiv schimbată. Haideți cu mine să vedem cum arată mașina și să vedeți reacția mea pe bune, reacția mea naturală. O să o văd odată cu voi în exclusivitate. Noua mea mașină, bam! Guys, tocmai urmează să primesc telecomanda de la această ușă. Iar în spatele acestei uși se află noua mea mașină. Tremur să mă arăt să-l hai. 3, 2, 1 și... În momentul ăsta emoțiile mele sunt aici, aici nebun la cap. Stai, unde-i? Am mare emoție, ok, deci la și pornim lumina. Ok, 3, 2, 1 și... Băi, ce bula! Asta nu-i mașina mea, băi, ești bro! Ce mașină are busuc! Mamă! Mamă, stai puțin, că nu știu bine să mă uite și mă uite! Aaaa! Mă rog, e bacurile astea! Zici că are 739 de cai, ești nebun la cap! Să iau în brațe, ești nebun la cap! Îmi vine să iau în brațe, efectiv! Îmi vine să o pup, dar... Nu, mamă, nu-mi vine să mă atâne culoarea asta! Mamă, cum arată asta, frumoasă! Bă, fraților, vă jur cu mâna pe inimă că de când, la câte modificări am făcut la mașina asta, niciodată n-am trecut prin așa emoții cu ea. Mamă, frățoare, cum arată, ești nebun! Ați făcut până și astea roșii, ești nebun la cap! Și în interior, ție mi-le bun, dar cum arată cu pachetul ăsta, ești nebun? Mamă, ești nebun! Mamă, ia ceva, tată! Ai o mașină veche, nu o schimba, frate. Dacă ții la mașina ta, mai bine vii, îi tragi un colan pe ea, îi faci un detailing și zic eu că când o să pleci cu mașina de la băieții de la Octane House, o să zici, bă, o mai țin un an, doi, ești nebun la cap, pentru că eu cu mașina asta o să mai fac câteva sute de mii de kilometri pe la concerte, că e prea beton, ești nebun la cap. Bă, ce ceramică are bursucul? Domnul, ce ceramică are bursucul! Păi și iartă-mă pe mine, eu mai trebuie să mai spăl sau o las așa? O spăl doar copul, nimeni mai dai spumă. Bă, dar asta e mașina mea, gen, nu? Eu cu asta plec acasă, gata, dar acum încolo, nu? Mai pe. Ce o să mai facem la mașină? O să mai punem un lip în față, aici, care e cerut. Pe viitor o să-i schimbăm și jantele, pentru că e păcat, frate, uitați-vă cât de mișto arată în exterior și jantele astea sunt foarte basic. Ia zi-mă, Andrei, cum e mașina asta? Ce vorbești, bă? Bă, e frumoasă, rău, n-ai mă ce să zici, nu te...